Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Atunci când este privită din afară Ortodoxia și mai ales dinăuntru, se văd anumite lucruri foarte frumoase și vorbesc de o ospitalitate interioară, firească, probabil, unui creștin, acelui care se face orice pentru a mântui sufletul omului. Și acestei întâlniri i-am dat un titlu Paulina, spune, făcutul m-am tuturor toate, sigur, ispinându-ne din Patericul Egiptean. Avem astăzi bucuria de a-l avea ca invitat pe Părintele Cristian Galeriu de la Biserica Sfântul Silvestru din București. Preacucernice Părinte, bine ați venit și vă mulțumim că sunteți lângă noi. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație, pentru ocazia aceasta. Cu mare drag și cu mare bucurie. O temă foarte frumoasă, spunem noi, și chiar este, pentru că arată sublimitatea unei trăiri în Duhul Ortodox. Cu îngăduința Sfinției voastre, o să citesc câteva rânduri din Patericul Egiptean. Mă rog. Și cu mila Bunului Dumnezeu încercăm să oferim ceva celor care ne urmăresc. Zisa Ava Cassian, ne-am dus la alt bătrân și ne-a făcut pe noi de-am gustat și ne îndemna, după ce ne-am săturat, să mai mâncăm. Iar eu zicând că nu mai puteam, el a răspuns, dar eu, venind frații, de 6 ori am pus masa și îndemnând pe fiecare, împreună mâncam și încă îmi este foame. Dar tu odată mâncând, atât te-ai săturat încât să nu mai poți mânca. Acum luăm această întâmplare, Preacucenice Părinte, și o ducem în dreptul călugărului, în dreptul monahului, mai ales acelui care trăiește o viață și mai retrasă. Și știm și atunci când un monah se spovedește, una dintre întrebări este dacă s-a îmbuibat, dacă a mâncat prea mult. Ca să fim bineînțeles, și a mâncat prea mult la ei, probabil că înseamnă jumătate de masă la noi. Cam așa stau raporturile de forță. Pentru a închide această întrebare pe care încă n-am formulat-o, dar încercăm să o formulăm frumos, călugării au această ascultare de a se hrăni cât mai simplu. În același timp vedem un bătrân îmbunătățit că i-a îndemnat pe acei frați să mănânce. Cum se potrivesc aceste două realități? Aș vrea să intrăm puțin mai întâi în istoricul momentului. Frații noștri care ne ascultă au auzit de Sfântul Ioan Cassian. Ava Cassian, care se pomenește aici, este Sfântul Ioan Cassian, originar din Sciția Minor din Dobrogea și care mai întâi a plecat să se închinovieze, să intre în mănăstire în locurile sfinte, a stat o vreme la Betleem, la o mănăstire lângă Betleem și după aceea a dorit să cunoască monahismul din nordul Egiptului și a fost în toate cele 3 zone ale Egiptului, unde, din delta Nilului, unde se aflau părinții. Și după aceea s-a întors în Palestina și din Palestina a plecat în... a fost hirotonit de Sfântul Ioan Hrisostom, diacon, și a ajuns în cele din urmă să întemeieze la Marsilia 2 mănăstiri și să, acolo, de fapt, a și scris cărțile din care s-au extras și aceste fragmente. Deci Sfântul Ioan Cassian este un monah prin excelență. Și are această întâlnire cu un părinte în Egipt și se întâmplă să fie îndemnat să guste, adică pentru omenie. Primul lucru pe care aș vrea să-l aduc în discuție acum, ca să răspund la întrebare, este că ce înseamnă postul pentru un monah? Sfântul Ioan Cassian, în Convorbirile duhovnicești, vorbește despre post ca ceva de mijloc, nu ca o virtute. Adică face deosebirea între lucrurile care sunt bune prin ele însele și care nu trebuie niciodată părăsite, și lucrurile de mijloc. Lucrurile bune sunt dreptatea, iubirea, milostenia, iertarea, toate virtuțile în general, iar lucrurile de mijloc sunt cele care stimulează, ajută, dar nici nu aduc pagubă dacă nu sunt făcute, pentru că între lucrurile acestea de mijloc este și căsătoria, agricultura, spune, sunt mai multe lucruri din acestea, adică lucrurile pe care le fac oamenii, modul în care viețuiesc propriu-zis și în care pot cultiva virtuțile. Postul este un ajutor pentru virtute. Postul, bineînțeles, pentru un monah,
este o poruncă, dar are texte destul de elaborate despre felul în care trebuie ținut postul, pornind și de la învățătura Sfântului Antonie cel Mare. Și vedem că, pe scurt de tot, spune că postul numai atâta să-și îngăduie hrană fiecare, câtă în chibzuința rece a înfrânării, adică cu mintea, va fi găsit că este de ajuns pentru a trăi și nu cât îi cere pofta. Deci așa ar fi o regulă pe scurt a postului pe care o dă Sfântul Ioan Casian. Și, bineînțeles, cum a spus, în principiu, în mănăstiri sau și anahoreții mănâncă foarte, foarte puțin. Însă dacă este doar de mijloc postul, el trebuie văzut în perspectiva unei lucrări mai mari. Și acum avem de-a face cu omenia, cu primirea fraților. Prin urmare, acest părinte, așa a vrut Dumnezeu că în acea zi să primească de 6 ori frați și cu Sfântul Ioan Casian al 7-lea. Și spune Sfântul Ioan Casian iarăși într-un loc despre post, că trebuie să privești pe cel care vine așa cum este Hristos. Deci a venit Hristos la tine și atunci tu trebuie să-i faci lui, să-l slujești și să-i dăruiești tot ceea ce ai. Prin urmare, dacă a venit cineva la tine, îl vei hrăni, îl vei omeni așa cum se cuvine. Și vei mânca tu împreună cu el, pentru ca nu cumva acela să se simtă oarecum stânjenit și pentru ca nu cumva și mai grav să se nască în tine slava deșartă. Pentru că acela văzând-te pe matare, nu mănânci, îmi dai mie să mănânc și eu nu mănânc și tu nu mănânci? Adică mă socotești mai prejos, mie îmi dai să mănânc și tu nu mănânci? Nu. Slujești și te bucuri de darurile lui Dumnezeu, pentru că aceasta este mâncare, este un dar al lui Dumnezeu pe care trebuie să-l știi să-l oferi. Pe care să-l știi să-l dăruiești, nu pentru poftă, ci pentru trebuință sau pentru bucurie. Și așa se întâmplă aici, că acest frate s-a făcut tuturor toate, așa cum a spus foarte bine titlul de la Sfântul Apostol Pavel, și pe fiecare l-a omenit cu toată dragostea și cu toată bucuria. Atunci, propriu-zis, noi vedem o, să zicem, neconcordanță între ideea de asta de post și faptul că a mâncat de 7 ori. Dar nu este așa. Dar pentru că noi vrem să dovedim că suntem mari postitori și cam în asta stă virtutea noastră, știți? Că așa numai un gând din acesta te poate îndemna să vezi strâmb lucrurile, atunci noi am zice, noi n-am fi mâncat, poate. Dar nu este așa. Și mai e un lucru pe care trebuie să-l subliniem. Există diferite abordări ale postului în diferitele zone monastice. Și în Palestina lucrurile erau puțin mai stricte. Adică acolo nu se făcea dezlegare de la această rânduială a mesei pentru nimic. Deci masa era doar la ora mesei. Și chiar spune Sfântul Ioan Casian că când a coborât în Egipt, din Siria, a găsit această rânduială, că oricine venea, atunci când venea, îi se oferea să guste ceva. Pentru dragoste. Deci legătura aceasta a postului era cu totul trecută în slujba omeniei, a iubirii de oaspeți. O ospitalitate deosebită care se presupune și cred cu tărie că este specifică, sau cel puțin a fost, dar cred că este specifică și neamului românesc, un neam născut în credință frumoasă. Vedem această flexibilitate pe care o are calea de mijloc a postului, în anumite zone destul de rigidă, în alte zone punându-se întâi de toate omul și, de fapt, prin om, Hristos, Bunul Dumnezeu. Cum se găsește calea cea mai bună? Pentru că poate cineva ar spune de ce acolo așa, de ce dincolo cu totul altceva, știind că slujim aceluiași Dumnezeu, dacă fac într-un fel acolo, nu greșesc. Sunt întrebări pe care poate mulți ne adresăm. De exemplu, sunt oameni care zic, ce fac dacă cineva mă invită în perioada de post sau în zi de post la o petrecere? Cum abordez situația? Cum să nu-l supăr nici pe el, nici pe Dumnezeu? Cum să nu cad în mândrie? Poate sunt chestiuni care se discută personal la scaunul de spovedanie, dar poate e o direcție mai generică. Noi discutăm acum despre ceea ce se întâmplă în spațiul monahal. Bineînțeles că pentru fiecare dintre cei care ne ascultă este de folos un sfat practic pentru ziua de astăzi.
Pentru că în spațiul monahal lucrurile sunt simple. Dacă cineva se duce la mănăstire, va respecta regula care este acolo în mănăstirea respectivă și trebuie să o respecte fără crâcnire. Ce îi se pune în față, aceea să mănânce, când îi se pune în față, atunci să mănânce. Dar pentru că acolo există o ascultare față de un părinte care își asumă, cunoscând nevoințele, trebuințele oamenilor și cu mila lui Dumnezeu, luând hotărârile bune, își asumă ceea ce face. Dar în lume suntem supuși diverselor ocazii, să zicem. Sunt tot felul de ocazii de a nu posti și trebuie să vedem ce facem în fiecare dintre ele. Bineînțeles că, așa cum a spus și Sfinția voastră, că se discută la spovedanie, dar uneori n-ai timp să discuți la spovedanie, nu știi că vei fi invitat, te trezești într-o situație și ce vei face. Depinde de persoana cu care ești, trebuie să ai această limpezime a minții și să știi ce poate și ce nu poate cel din fața ta. Adică, poate suporta un refuz sau consideră că îl jignești. Sau naști în el o judecată împotriva ta. Deci, în primul rând, o limpezime a minții. Și când spun limpezimea minții, este foarte important să discernem înăuntru nostru ce este minte, ce este această chipzuință rece a înfrânării, despre care vorbește Sfântul Ioan Casian, și ce e pofta. Fiindcă de multe ori, noi poftind la ceea ce ni se oferă, avem așa o încercare de slavă deșartă și spunem că vom ceda și vom mânca pentru celălalt, dar de fapt noi mâncăm pentru noi înșine. Adică, mai simplu spus, persoana din față, dacă i-am spune că nu vrem să mâncăm, nu s-ar supăra. Dar noi ne gândim, poate că s-ar supăra, lasă să mănânc. Dar asta o fac pentru poftă. Deci noi trebuie să știm foarte clar că pofta, dacă ne conduce pofta în ceea ce facem, în faptele noastre, atunci e greșit. Dacă chipzuim rece, ce înseamnă înfrânare, și care sunt soluțiile, dacă ele sunt vătămătoare sau nu pentru persoana din față, atunci vom ști să ne înfrânăm sau, la nevoie, să gustăm ceva pentru bucuria acelui om, fără să ne îmbuibăm, adică vom gusta ceva ce vrea. Îmi va oferi ceva, voi lua ceea ce este, să zicem, cel mai puțin vătămător. Voi evita carnea. Dacă omul vrea să are numai din carne și să laudă mai ales cu un produs care este extraordinar, atunci îi facem mângâiere și îl luăm pe acela. Și îi urăm toate cele bune, îi arătăm dragostea noastră. Dacă își aduce aminte că ținem post, la sfârșit o să-i spunem că pentru dragostea de Dumnezeu și pentru dragostea de El am încălcat acest post, dar îl vom continua după aceea cu mai multă asprime în chilia noastră. Și cu recuperarea pe care probabil duhovnicul o va rânduie pentru fiecare dintre noi. Da. Ne întrebăm acest bătrân și e foarte frumos acest calificativ pe care îl primesc oamenii pustii. Bătrân, de fapt, însemna înțelept în înțelesul nostru, care și-a strunit și trupul și se ostenea cu mult post. De multe ori știm că acești monahi mâncau o dată, târziu, și simplu și uscat și în fine, așa cum ne-am dorit cu toții de multe ori să facem, mai ales acum când urmăm tot soiul de cure și de metode de a slăbi, cu atât mai mult să-L slăvim pe Dumnezeu decât să slăbim noi. Acest părinte poate mânca o dată pe zi seara și de data aceasta a mâncat de 6 ori pe zi. Nu e destul de greu? Ne gândim și noi. Cu siguranță că i-a fost greu. Cu siguranță că i-a fost greu, dar nu ni se spune aici ce a făcut după aceea ca să se pedepsească pe sine, adică să nu-și obișnuiască trupul cu pofta. Îmbuibarea aceasta este în mod clar dăunătoare și rugăciunii și la un moment dat spune Sfântul Ioan Casian un lucru foarte, foarte interesant, pornit dintr-un text din Vechiul Testament, unde Dumnezeu zice că cei din Sodoma doar pentru îmbuibarea de pâine au căzut în păcat. Adică îmbuibarea fără băutură de vin, deci acolo nu zice despre băutură, doar de la îmbuibarea de pâine, deci mâncarea prea multă duce ea însăși la înfierbântarea trupului. Și deci chinuie trupul, îl face să se ducă și spre alte păcate. Și atunci, cu siguranță că i-a fost greu părintelui, dar a dorit să le slujească așa cum îi slujește lui Hristos, cum i-ar fi slujit lui Hristos. Mai departe, cu siguranță că
a existat o asceză mai puternică, adică despre care nu ni se vorbește. Știm despre un părinte care mânca o dată la câteva zile și ca să mănânce chema pe cineva. Deci ca să aibă motiv să dea cuiva. Altfel nu ar fi mâncat singur, nu mânca niciodată. Deci, există și astfel de rânduieli pe care nu le știm. Poate că acest părinte nu mânca niciodată. Nu putem ști dacă mânca o singură dată seara, mânca la câteva zile, poate. Răspunsul acestui bătrân e foarte frumos și aparent amuzant, spune părintele. Dar eu, venind frații de 6 ore, am pus masa și îndemnând pe fiecare, împreună mâncam și încă mi este foame. Despre ce foame vorbește, părintele, că greu înțelegem. Cu gândul nostru, care este foarte aplecat spre pofta aceasta, spre lăcomie, cu siguranță că ne este greu să înțelegem, dar această foame este aceste iubiri de frați, a dorinței de a-l face pe celălalt, adică așa cum parcă ai simți că celălalt mai are nevoie, că nu s-a săturat și că o face așa doar din smerenie, din așezare, din alte rânduieli, dar știi că nu te mănâncă, frate. Adică, cum se spune, primește tot darul de la Dumnezeu. Satură-te de darul lui Dumnezeu și mulțumește pentru tot darul lui Dumnezeu și după aceea, și în această mulțumire fiind, nu vei greși. Deci nu e vorba despre o foame ca și cum el ar fi avut pofta mâncării, ci despre o dorință de a aduce cât mai multă bucurie celui din fața lui, celui pe care l-a primit. Siguranță nu e vorba despre poftă. Probabil că ar apărea o întrebare aparent destul de, eu știu, de nepotrivită, dar totuși o adresez. Acel părinte se ostenea să mănânce ca să-i facă pe ceilalți bine și poate se întreabă cineva, trebuie să mă chinuiesc eu, să mă pedepsesc eu ca să-i fac pe alții să le fie bine? În lume fiind, n-aș propune să se chinuiască cineva mâncând prea mult, așa cum s-a întâmplat, pentru că în lume sunt multe ocazii din acestea. Totuși, în pustiu, oamenii se mișcau destul de puțin. E foarte posibil să fi fost o zi de sărbătoare sau așa, da, aceea în care au ajuns Sfinții Casian și German acolo, dar pentru a sluji celuilalt trebuie să ai un pic de osteneală. Nu se poate fără osteneală să slujești cuiva. Și pornim de la exemplu prim al cel mai important, să zicem, din Vechiul Testament, al filantropiei, al filoxeniei, al privirii de ospitalității, cu Sfântul Avraam, părintele Avraam, care stătea în pragul casei privind, nu cumva vine cineva pe care să-l slujești. Și atât că a primit pe cei trei îngeri și făgăduința și binecuvântarea prin Isaac a unui neam întreg, prin care a venit Hristos. Adică aceasta, trebuie să existe o osteneală, adică trebuie să cauți tot timpul să fii gata să slujești celuilalt în ceea ce este de folos lui. Nu o să fie întotdeauna de folos ideea de mâncare, dar poate să fie de folos altceva, să-i dai o haină, să-l duci undeva, să-i dai un sfat bun, să faci o mulțime de lucruri, așa cum s-au făcut în perioada aceasta, să cauți un bătrân, să vezi dacă nu are nevoie să-i cumperi lucruri sau să-l duci la medic și așa mai departe. Deci trebuie să existe o osteneală a mea pentru celălalt. În asta stă, cu cât osteneala e mai mare, de fapt, cu atâta plata e mai mare. Adică cu atâta darul pe care îl dau are mai multă valoare în fața lui Dumnezeu. Disponibilitatea aceasta, perpetua disponibilitate, nu mă epuizează, nu îmi șterge lanul, că pe aceea zic, dar tot timpul să stau unul și să aștept, mi se dispare pofta de viață. Asta dacă viața este viața ta și nu trăiești pentru celălalt, da. Adică dacă a apărut cearta, gândul ăsta în minte, înseamnă că tu nu o faci pentru Dumnezeu, o faci pentru tine. În momentul în care tu trăiești pentru celălalt, adică când este un instrument de găsire, ospitalitatea este o formă a dragostei. Și lucrarea ospitalității înmulțește dragostea. Când înmulțești dragostea, înseamnă dragostea pentru celălalt, atunci slăbește dragostea pentru tine. Dacă eu fac această ospitalitate doar ca să mă laud că o fac, atunci aceasta o fac din dragoste pentru mine, deci din slavă de șartă. Prin urmare, la un moment dat, cineva, dacă mă va certa sau mă va observa că am greșit ceva, mă zice, nu mai fac nimic, că am obosit și așa am făcut prea mult pentru tine, nu mai trebuie, ia uite, dar cine ești tu ca să fac eu pentru tine? Știți? Asta înseamnă că dragostea nu lucrează în mine, ci eu o fac doar pentru mine, din slavă de șartă. Dar când o fac din dragoste pentru Dumnezeu, iată că nu obosesc niciodată și pot să mănânc de 6 ori sau de 7 ori, cum s-a întâmplat în cazul ăsta, sau, adică pot să mă duc la cineva de 6 ori, de 7 ori și să fac un bine, fără să contabilizez.
și să am impresia că îmi datorează cineva ceva. Se pare că dispar consecințele logice, adică mănânc prea mult, nu mă îmbuibez, nu mă doare, renunț la mine să-l fac pe altul fericit, nu mă întristez. E ceva care schimbă cursivitatea logică a firescului. Ce este acel ceva? Acela este că te faci împreună lucrător cu Dumnezeu și, adică, cum spunem, simplu harul. Adică te faci lucrător, Dumnezeu lucrează cu tine. Ești la același jug cu El. Așa cum El lucrează în fiecare zi pentru binele nostru și nu stă să ne întrebe, să zică am făcut prea mult, pentru că la El prea mult a însemnat până la a permite moartea Fiului Său și până la a suportat toate nemernicile noastre până în ziua de astăzi. Și în fiecare lucru care se întâmplă în jurul nostru să ne trimită câte o chemare, vedeți că sunt aici, haideți, uite, vă ajut. Vă ajut, încă vă ajut. Nu vă dați la o parte. Deci, iată, Dumnezeu nu obosește în a face binele, nu se întoarce de la a face binele, caută binele și atunci când tu te înhami la același juc de a face binele cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu cred că are cum ce să facă altceva decât să-ți dea din ce în ce mai multă putere să faci și din ce în ce mai multe ocazii să faci. Adică, dacă ai început să faci binele, să te aștepți să faci mult mai mult bine de fiecare dată, că va veni ocazia să faci mai mult bine. Totul e o creștere. Marii părinți învățau de multe ori prin simple cuvinte, 2-3 cuvinte puternice, întărite de propria viață și acestea erau leitmotiv, erau, nu știu, poate mesaje pentru efigia propriului suflet, care erau inscripționate adânc în inimă și ucenicii mergeau, poate săptămâni, poate luni, poate ani cu acel cuvânt și cu acel cuvânt se mântuiau. Sau învățau poate prin limbaj non-verbal și vedem că gesturile acestea sunt o formă de limbaj non-verbal foarte, foarte eficient. Și vă întrebăm cam care este mesajul acestui gest făcut de acest bătrân minunat. Slujește aproapelui tău ca lui Hristos. Caută-L pe Hristos în tot cel care vine. Adică dăruiește tot ce ai. Fii asemenea lui Dumnezeu. Dăruiește, slujește și bucură-te împreună cu oamenii de darurile lui Dumnezeu. Nu sunt eu un călugăr ca să... Adică eu sunt un păcătos din această lume. Nu am nici postul, nici rugăciunea, nici toate celelalte cum ar trebui. Mi-e foarte greu să sintetizez eu în cuvinte ceea ce ar spune acest părinte. Dar iată că la el cuvintele erau doar cele care semnalau faptul, dar lucrarea era mai importantă. Poate că i-a învățat aici să prețuiască. Pe Sfântul Ioan Casian Siguran l-a învățat să prețuiască darul pe care îl primea, știind în ce condiții îl primea de la o astfel de părinte. Dar care era darul lui Dumnezeu, dragostea de oameni, slujirea. Încerc să evit clișeele, dar totuși sper să nu fie chiar clișeu. Și vă întrebăm acum spre finalul emisiunii noastre, omul este pentru mâncare sau mâncare pentru om? Cu siguranță că mâncare este pentru om. De când a spus Dumnezeu, din toți pomii raiului poți să mănânci. De când i-a spus Dumnezeu Sfântului Petru, nu s-o cotitul necurate cele pe care Dumnezeu le-a făcut curate. Din cuvântul Sfântului Apostol Pavel, pântecele este pentru mâncare, nu pântecele este pentru mâncare, ci mâncarea pentru pântece. Adică omul are un cu totul alt orizont, dar mâncarea este un dar al lui Dumnezeu. Și mâncarea aceasta poate să fie pâine sau poate să fie cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Hristos, că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Și până la urmă, toată mâncarea este cuvânt, este, cum să spune, din cuvintele lui Dumnezeu. Nu tot ceea ce este în lume are la bază această informație fundamentală care este transmisă de Dumnezeu, care este rostită de El. Să scoată pământul, iarbă cu semințe și așa mai departe. Lui Noe i-a dat după aceea să mănânce și carne, de la noi încoace se mănâncă și carne. Adică suntem... În toate putem să vedem darul lui Dumnezeu și jertfa care crește spre noi, ca și noi să creștem în jertfă. Primim mâncarea ca să o aducem la un alt nivel. Nu așa cum Hristos a luat pâinea și vinul și le-a făcut trupul și sângele lui. Deci, iată. Cuvântul se face mâncare și mâncare cu minecătura. Da, adică suntem pentru mâncarea aceasta, nu omul pentru mâncare, că nu a fi omul pentru mâncare, dacă aveți timp, nu știu așa, există o scară. Uitați-vă. Pământul se jertfește pentru
plante. Plantele se jertfesc pentru animal, animalele se jertfesc pentru om. Toate, de fapt, se jertfesc pentru om. Dacă omul se întoarce și zice că el este pentru mâncare, înseamnă că toată jertfa asta de până la el se întoarce în nimic. Se întoarce înapoi fără niciun sens. Omul trebuie să ofere lui Dumnezeu mai sus. Și atunci, omul trebuie să fie mâncare, e pentru om, ca omul să o ridice mai sus. Asta este. Să o aducă lui Dumnezeu. Și cu ce începe, Părinte, mulțumim pentru prezență și pentru cuvintele frumoase. Vă mulțumesc și eu, cu dragoste. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. Știu că multe dintre cele pe care le-ați auzit le știați, dar măcar să le întărim, să știm această bucurie pe care putem să o oferi celorlalți când noi, din noi și de la noi, le facem bucurie celorlalți, bucurie prin care însuși Dumnezeu lucrează. Vă așteptăm cu drag la următoarea ediție. La revedere!